Și s-a așezat de acum viața binișor. Gospodăria am întemeiat-o, am făcut casă bună, acoperit cu tablă, împrejur case pridvor, să aibă unde să juca copii. Pentru vite am făcut iarăși grajd, în fața casei așa, ca o bucătărie de vară, acoperit cu șindrilă și dedesubt pivniță, fântâna tot acoperită cu tablă, poiată de porci, alta pentru găini. Așa că acum a fost aranjat tot ce ni trebuia pentru rândul gospodării. Prin anul 1930 s-a născut și al treilea băiet, Toader. De acum eram și mai fericiți, că și casa, gospodăria erau gata și copiii creșteau bine. Mama se simțea bine la noi, că bărbatul era un om blând, căuta totdeauna să nu o superi cu nimica. Se simțea fericită și mulțumită când își vedea toți copiii la locul lor. Eram toți, cum ziceau bătrânii, fiecare pâinea lui. De acum erau numai de-a dragul de trăit. Dar ce folos, că n-a ținut mult. În anul 1940, la Paști, au venit toți frații, cumnatele, ca de obicei. Și-am sărbătorit sfintele sărbători împreună cu scumpa noastră mamă. A fost bucurie, șagă, voie bună, așa ca totdeauna când ne întâlneam. Dar nu ne-am gândit niciunul că asta ar fi ultima noastră întâlnire. În anul 1940, acești săteni blajini din Bucovina, după ce au ieșit dintr-o lungă noapte a istoriei de un secol și jumătate, își trăiau bucuria celui de-al 22-lea an de libertate și viață românească. Și deodată, fără niciun avertizment, se trezesc cu tancurile rusești peste ei și puhoiul roșu înghite inexorabil ca lava unui vulcan în acea zi de vineri, 28 iunie 1940. După Paști, tot în anul 1940, la 14 mai, a murit tata în vârstă de 75 de ani. I-am făcut tot rândul după obiceiul creștinesc. În luna iunie, tot în anul acela, pe la sfârșitul lunii, s-au retras românii de pe teritoriul Basarabiei și al Bucovinii. S-a făcut o zarvă, o răscoală în sat din nu știa lumea de care să se prindă. Fiecare și-i da în gând, aceea vorbea. Dar care avea judecat mai adâncă presupunea ce vine înainte. Eu aveam atât de mare frică de moscali, căci acum când am văzut că vine a doilea oară, eu nu mai aveam inimă în mine. Fratele care trăia în gospodăria părintească nu era nici el de acord să rămâie sub ocupația moscalilor. Mă, Chirică, știi ceva de astea? De toate astea, că vin moscali? Da, știu, știu. Dar ce e de făcut? Uite ce, eu merg acasă, pregătesc caii și căruța, îmi iau nevasta și copiii și plec. Gândește-te și tu ce ai să faci. Acum numai ce am gătit gospodăria, totul e gata. Numai să stau și să trăiesc. Și iarăși să ies, iarăși să mă duc. Hai, nu te mai tângui odată. Hai să mergem și noi odată cu Floria. Hai, mă! Cum om putea așa un face? Lasă, nu-ți pare rău, paverii, după gospodării, că am muncit și eu alături de tine, nu? Și știu cu câtă muncă și cu câtă greutate îți face gospodăria. Uite ce-i. Eu merg acasă și am caii, iau nevasta și copiii și vin pe la tine, dar tu... Gândește-te, Chirică! Gândește-te! Voi știți ce e asta? Da, știm! Și dacă știți ce stați, ce gândiți? Pregătiți-vă repede să plecăm! Și uite ce-i! Să mai șadă doi vezi lângă mama, căci mai mult nu-i loc în mașină! Am înțeles! Eu plec la Cernăuț, să mă pregătesc și eu! Dar voi nu vă gândiți mult, căci vremea e scurtă! Puneți caii la căruță și veniți repede la Cernăuț! Acolo vedem noi ce facem mai departe. Hai! Câteva din evenimentele trăite împreună cu Anița în acea vâltoare a vremurilor, până la deportarea ei, sunt de un dramatism aproape incredibil, astfel că depun și eu mărturia mea pentru a le confirma autenticitatea. Ce faceți? Sunteți gata să plecăm?
Ce faci, Chirică? Hai, hai, că timpul nu stă! Hai, ce facem? Hai să plecăm odată, că așteaptă Florea. Mergi tu cu Florea. Eu mai trec pe la primărie să mai văd ce mișcare mai este acolo. O iau eu peste câmp și ajung în Cernăuți. Am pornit cu Florea cu căruța și am mers împreună până la spitalul de copii în Cernăuți. Acolo locuia bădița Ionică. Am găsit-o acolo pe mama și pe cei doi băieți care au venit cu mașina. Uite ce-i, surioară și frate. Eu plec înainte cu mașina. Da. N-am loc și nu pot să iau pe nimeni cu mine. Voi puneți pe mama în căruță și porniți în urma mea. Da, frate. Tu, Aniță, ține 5.000 de lei. Bine. Și tu, Florea, ia aici 5.000. Da. Și adresa mea din București. Și uite, măi, copii, porniți ca țiganii cu șatra. De unde vă veți afla, dați o telegramă la adresa pe care v-am dat-o și eu voi mai trimite bani, ca să puteți ajunge să ne întâlnim. Pe urmă, vedem noi ce-i de făcut. Noi am mai stat puțin și l-am așteptat pe bărbatul meu. Am văzut că nu vine și treaba merge rău. Și am pus-o pe mama în căruță și am pornit și noi spre Regatul Vechi. Am ajuns până într-un sat, Godinești. Am tras căruța la o casă, de bună seamă ne-am cerut să ne primească, să noptăm. S-a făcut ziua să ne pornim mai departe, dar tot îngăduiam și așteptam pe bărbatul meu. Am stat așa până la amiază. Și vedem la poartă că sosește bărbatul meu și cumnatul lui Florea. Eu eram bucuroasă că a venit și bărbatul și vom merge împreună. Dar când colo ce să vezi? Ei au prins a plânge amândoi mai rău ca niște femei. Despărțirea dramatică de la Godinești a însemnat pentru Chirică Cudla, soțul Aniței, condamnarea la moarte, iar pentru familia lui, deportarea în Siberia. Fratele Aniței, tatăl meu, Florea, a intuit din primul minut dimensiunea nenorocirii. A lăsat baltă fără să șovie toată agoniseala vieții lui și a încărcat în căruță familia, a luat-o pe Anița cu copiii și pe bunica și în fuga cailor s-a îndreptat spre România.